Președintele Consiliului Județean Brăila, domnul Francisc Iulian Chiriac, secretarul Consiliului Județean, domnul Dumitrel Priceputul și domnul Dragoș Neagu. Rog să onorăm imnul de stat al Republicii Moldova și imnul de stat al României. Colaborare între Consiliul Raional Strășeni și Consiliul Județean Brăila. Felicitări, mulțumim domnilor președinți. În pragul sărbătorii naționale Ziua Independenței, în prezența dumneavoastră a fost semnat acordul de colaborare între Consiliul Raional Strășeni și Consiliul Județean Brăila. De fapt, relațiile de colaborare între aceste două entități are o istorie de aproximativ 27 de ani, tot atât cât are independența statul Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor ani, relațiile culturale au cunoscut o dezvoltare frumoasă între aceste două entități. Mă refer la Consiliul Raional Strășeni și Consiliul Județului Brăila. Acordul semnat astăzi prevede și alte domenii de colaborare. Domeniul administrației publice, economie, învățământ, cultură, turism, sport, împreună cu partenerul nostru, Consiliul Județean Brăila, președintele, domnul Francisc Iulian Chiriac, cu echipa, de fapt, nu cu echipa, dar cu echipele noastre de lucru, vom contribui la bună funcționare acestui acord care, pe bază de reciprocitate, să promoveze valorile cultural-spirituale și se coopereze la implementarea prevederilor acestui acord. Împreună suntem puternici, împreună putem lupta. Ne putem bucura, putem sărbători, spera și construi. O mândrie, o onoare pentru mine ca român, ca frate al dumneavoastră, ca prieten. Ne leagă foarte multe lucruri. Istoria noastră este comună, trebuie să o ducem mai departe și cred că împreună putem făuri lucruri frumoase și pentru dumneavoastră și pentru noi. Evenimente importante anul acesta pentru țara noastră, România, dar și pentru Republica Moldova. Suntem în anul centenarului, 100 de ani de la Marea Unire, eveniment important cu care ne vom mândri și noi, dar cred că și dumneavoastră. Mâine aveți o zi importantă, 27 de ani de la declararea independenței a Republicii Moldova. Vă urez, după cum, la mulți ani, multă sănătate, numai că de acolo de unde vin eu, la Brăila, anul acesta împlinim 650 de ani de atestare documentară. Așa că sunt mândru, sunt onorat că astăzi am putut să pun prin semnătura mea istorie, să spunem că va fi istorie și că copiii, nepoții mei se vor mândri cu acest document și să sperăm că nu va fi doar o semnătură, ci că lucrurile vor decurge, așa cum a spus și domnul președinte Popa, de 27 de ani am colaborat foarte bine, chiar neavând niciun document semnat. Acum ne leagă mai mult.
și să sperăm că vom face mai mult. Încă o dată, la mulți ani Republica Moldova, la mulți ani tuturor, multă sănătate și să ne dea Dumnezeu tot ce ne dorim. Eu sunt un prieten vechi al Basarabiei, încă din 1993, prin comunitatea pe care o reprezint, colaborăm cu mai multe raioane din Basarabia, cu raionul Soroca și raionul Dubăsar. Noi suntem înfrățiți de mai multă vreme. Avem o istorie comună, avem o tradiție comună, suntem la fel de frumoși și la fel de deștepți. Eu am o vorbă: nu mor caii când vor câinii și nici câinii când vor stăpânii. În al doilea rând, într-adevăr, este anul centenarului și chiar dacă unii, pe la colțuri, mai zic ce mai zic, nimeni nu poate să șteargă istoria a dumneavoastră, a Basarabiei și a României. Noi am dovedit că, indiferent de greutățile care le-am avut, am rămas la fel, am rămas aici și aici vom rămâne mereu. Eu sper din tot sufletul meu ca această colaborare de astăzi, care a fost parafarată, să se materializeze și prin fapte, pentru că eu am o vorbă. Faptele mele, să știți că nu sunt vorbele, sunt ceea ce realizăm. Eu sunt mândru că împreună cu prietenii mei de la Soroca am reușit să avem o bibliotecă acolo, o secție a Bibliotecii Județene din Buzău. Reușim împreună cu, eu știu, colegii noștri din Soroca să reabilităm cu bani de la Consiliul Județean Spitalul Raional Soroca. Și la Dubăsari o să facem un teren de sport. Același lucru cred că se va întâmpla și în acest raion. Și de ce nu, sunt importante și schimburile noastre culturale. De fapt, știți ceva? Auzeam un lucru. Unire. Să știți că unirea s-a înfăptuit. De ce s-a înfăptuit? Putem oricând să ne întâlnim frați, prieteni și așa mai departe. Important să gândim la fel, să facem ce este bun pentru cetățean și să nu uităm un singur lucru. Dacă viața este trecătoare, să știți că și funcțiile se efemere și important este ce rămâne după noi. Încă o dată, la mulți ani Basarabia, mâine este o zi importantă pentru domniile voastre. La mulți ani la toți locuitorii acestui raion frumos.